că urma să vină și soția la problemă. Dar aici pot să da, da, el a serviciu. Și de altă dată, are un text, așa e. Pe care vreau să le citesc despre amintire și amintire. Trebuie noi să adaug și de la microfon, noi suntem mari și amintire e și ale mele și amintire. Cum l-am întâlnit prima oară? Costel Nicolescu ne-a întrebat tot și simplu. Nu vreți să cunoașteți propriile să Stăniloae? Cred că era pentru prima oară când vorbea. Ne intersecta să vedeți la joc cu Costel. Ne intersecta să vedeți ori prin sări de concerte și la vernisaje. Dar mai adevărat, soțul meu îl întâlnise la cursurile lui Ioan Alexandru. Mi se părea că și eu știu de când lumea. Nici nu m-am mirat când ne-a întrebat. Vreți să-l cunoaște pe părintele Stăniloae? Peste câteva zile este ziua Hristului și aici vreți noi. Ne întâlnim în stață la Biserica Arminasă. Abia am așteptat ziua aceea. Era destul de rece afară la spre seară, după ce se terminase programul de lucruri. Am ajuns repede la locuința părintelui. Ne-am câmpinat măicuța, soția părintelui. Era numai bucurie. Îi iubea mult pe Costea și pe Maria, soția lui. Pe noi ne-a primit cu aceeași tortură. Părintele era așezat la un birou. S-a ridicat, ne-a binecuvântat și ne-a invitat să ne așezăm. Încăperea era plină. Se aflau acolo cei care vreau să devină prieteni, nu știu ce mai apropiați. Pe câțiva dintre ei îi știam din vedere de-a bisericii la timp și Sfântul Testului. Părintele știa să se bucure de fiecare nouă întâlnire. Avea ochii luminos, ochi foarte vii și plânzi. În același timp, simțea în atât o discreție și o delicatețe aparte. Era foarte atent cu fiecare dintre noi. Vorbea cu fiecare pe rând și asculta cu multă lor aminte pe fiecare. Nu am mai întâlnit pe nimeni ca dânsul. Interlocutorul era pentru dânsul persoana cea mai confiasă. Era atent să nu rănească cumva, fie din nepăcare de seamă, fie din prea multă gripă. Aveam timp la părinte, aveam timp la părinte. Era blând și răbdător. Era atât de simplu să te întâlnești cu părintele, cât puteai rata întâlnirea. Noi oamenii suntem foarte complicați. În această cauză putem rata întâlnirea cu noi și nici asta nu este posibil pe mine. Noi dăm spectacol chiar în fața noastră și ne poate cuvinte ne fără Crăciuna. Părintele era foarte departe de astfel de lucruri. Cuvântul dânsului era direct și simplu. Îți atingea inima. Am revenit în lângă casa părintelui. Era o perioadă care veneam zi de zi, dar în general îl vizitam de două ori pe săptămână. Era un loc în care începeai să fii tu însuți. Locuința părintelui nu cred că avea mai multe prieteni. O cameră mai mare de vreo 14-15 metri unde avea birou și tot acolo erau și două patru. Era puțin mai luminoasă și acolo lucra părintele. Cealaltă întrebare o făcă pot locuind cu biblioteca un birou așa, dar nu am mai multe doamne fi. Acolo ne primeam părintele și noi. Așa mică cum era, pădeța pătea prin dorările ce de studicioase. De obicei, când era asaltat de vizitatori și prieteni, primii veniți plecau pe la face lor noi lor toțiți. Și părintele și părintele și măicuța lor au auzit și se bucura de fiecare. Simțea că fiecare dintre noi avea un loc anume din numele lor. Părintele se deștepta de la 4:30 dimineața. Mai mult ne-am rugat gândindu-se la cele de lucru. Dacă îmi vine vreo idee, mă ridic și o notez imediat. E un citat, probabil. La ora 6 se ridica cu totul și la 7 începea lucrurile la masă de scris aproximativ până la ora 12. Urma masa de prânz, ceva timp de ordine. Și după ora 3 și jumătate, erau lucruri până apoi au primit vizitatori. Aveam grijă să nu venim înainte de ora 18, pentru a nu deranja. La ora 7 seara apărea și până Maștina, care îi vizita zilnic. Dacă se întâmpla să întâlnie mai mult, atâtea semne de nelinici. Ce o cu Părea? Trebuia să vină. Și Părea venea, într-adevăr. Discuțiile erau simple despre lucruri comune de viață. Unor mai cuța ne istorizea întâmplările trecute de noi. Aveam multă vreme și cele evocate de dânsa, prindeau conturi și parcă le vedea și le trăia el.
așa aveam să aflu că au să se reparte de multe necazuri în viață. Trei dintre incendiile copiilor în lui Sărbărici. Apoi au trebuit să părăsească Sibiu la cererea expresă adresată de Petru Croza, mitropolitul din Palan și în urma lor Indrici, în Italia. Mitropolitul încerca să-l protejeze pe părintele, dar Petru Croza a amenințat desfințarea Sfântului din casa lui Sărbărici. Au venit la București. Au urmat o perioadă grea, de lipsuri și privațiuni, perioada resimțită de altfel de toți românii. A făcut 5 ani de temniță grea, la Iud, acuzat ca dușman al poporului. A fost acuzat și judecat împreună cu lotul Tudor Avliț. Despre perioada de detenție vorbea puțin și cât o făceau, făcea cu discreție și deținere. Cred că nu voia să întristeze și să încarce pe celălalt. Aminteam, în schimb, de cei care l-au ajutat în închisoare. Era un tânăr acolo foarte bun, foarte generos. El mi-a cârpit ciorapii și mi-a cârpit și o pătură cu care să mă pot întâlni, pentru că era foarte improvizează ceva cu care a reușit să facă toate astea. N-aș și putut face asta niciodată. Câtă dragoste avea acel tânăr. 5 ani, familia nu a știut cuvinte de însuși. Singura veste au primit-o de la un fost deținut, care și-a sfârșit pedeapsa și care a venit într-o dimineață de vreme, să le spună că părintele trăiește, este la Iud, este sănătos și are moral bun. Cu altă ocazie mai puța povestea. Într-o dimineață, foarte de vreme, a sunat telefonul. M-am speriat grozat. Am auzit o voce care a spus: vreau să vă anunț o bucurie. Părintele va veni curând acasă. Sunteți sănătoase? Când am întrebat? Plângeam. Foarte bun. Sunteți sănătoase? Da, da, suntem bine și noi și copilul. Aveți un copil? Da, am un nepoțel. La scurt timp, telefonul a sunat din nou. Aceeași voce spune: părintele va veni curând. Cât de repede? Mariela, nu mă recunoști, e nu părinte. De teamă să nu ne produc pe emoții ca puternic cu un șoc, a încercat să ne pregătească în acest fel. Și o să se, asta e, i-a spus măicuța, o mea prezentă, așa, pe pare bine. Sosite în doi emoții care au rămas și aștepta să se facă de față. Bucuria și emoția ale copiilor au fost atât de mari, dar de altfel și din dialectă, în dreptație. Bucuria și emoția ale copiilor au fost atât de mari, povestea mea de parte măicuța, când îi trai și un coțelul lor de câțiva ani, a sărit din pat și văzând pe părinte, l-a întrebat: cine este? Este tata mare. Îl cunoștea chipul părintele dintr-o fotografie pe care avea o casă chiar să interesează unde e tata mare și avea să fie plecat în delegație. Alături pe recunța de parte și a spus: stai, mamă, care stai, nu tata mare, tata mare, nu e părintele. Îmi amintesc vorbind despre lucrul aprins, când a pomenit prima dată despre părintele a prins clima. Vorbea despre dânsul cu multă considerație și entuziasm. Era foarte inteligent, foarte cultivat. Asta e citat din părintele lui. Era o speranță pentru biserica noastră. A plecat din țară și nu s-a mai putut întoarce. Era printre cei mai buni dintre noi. Toți îi prețuiam. Încheierea citatului cu părintele. La începutul anilor 90, după ce părintele Schima s-a întors în România, nu știu să se fie văzut cu părintele Stăniloae. Cred că părintele Andrei Schima nu aș vrea niciodată cât de mult a plătit și a plătit părintele Stăniloae. Depinde și obiectivul acesta de sau obiectivul acesta de la mai înainte de da. Și el a luat foarte mult, foarte mult Schima, Andrei Schima, dar tot așa după ce nu mai am de căzat, nu știu, părintele Codinilor acesta mai de 1973. Da. Însă problema asta este invazorul. Când aveam multă bucurie, ne duceam de grabă să l-am împărtășit. Întotdeauna participa alături de noi. Ne simțeam ca într-o familie. Lidia și Ducucaș, fiica și nepotul lor, plecase în Mântărâmpița. Părintele și Măicuța internaseră să ia această hotărâre grea. Se gândeau că poate le va fi mai bine. Părintele se frământa simțit că Lidia își face griji pentru ei. Situația din țară înainte de 89 se înrăutățise grav. Se opra lumina în cazul metal, era fi în cazul din care se procurau pe cartelă. Se temeau ca nu cumva Lidia auzit toate acestea, să nu se întoarcă. Încercau să o liniștească la telefon, dar aflaseră că unii cunoscuți
veramente telefoni loro istituiti, ma ho ferito solo su pedia, però telefoni pubblici, poi mi sono utilizzati i cittadini, assicurando che esiste, se non fate il passo di scatto delle evidenze. Mi hanno detto chiedere di preci, ma non so che sono finita questa risata. Era quella prima che avevo lasciato il soldo. Era forte torturata, cittadino, che avevo solo visitato, ma ho scoperto tutti. Ma in questa maniera si stanca niente da polmiste per voi, ci si aspetta la testa. Mi pregătesc un pic cu bani și un pachet cu alimente să vedem. Eu știu ce înseamnă să treci prin așa ceva. Duire și nu-i spune cine le-a trimis. Spune doar ca să se roage la Dumnezeu și Dumnezeu să se asculte rugăciunea. Părintele predica o oră la biserica în Cristoia. Ținea un cuvânt scurt și foarte limpede. Reușea să aprindă în suflet un dor și un foc cu care trebuia spre casă curând. Nu l-am auzit de multe ori în biserică, dar de fiecare dată îmi rămâneau aminte cuvintele precise și arzâmpe ale părintelui. Dumnezeu ne iubește cu aceeași iubire cu care iubește pe Fiul Său unul ascult Iisus Hristos. Glasul tău era catedral și drept. Nu răsuna în biserică. Trebuia să-ți ascult puțin auzul ca să percepi. Chipul lui strălucea, fără zâmbetat și parcă ne împărtășea și noi. Din această strălucire și iubeție. Fiecare vizită a noastră la Părinte se ia cu cuvânt de folos. Totul decurgea foarte firesc și simplu. Părintele Stănilae îmi explica în mod natural și pe înțelesul nostru toate pericolele pe care o deviere de mică le-a putea aduce credință. Deși lipsit de o cunoaștere mai aprofundată a tocmai de credinței noastre, primeam de la Părintele cea mai curată și mai accesibilă explicarea acestor. Și acum, după ani și ani, devierile unor foarte subtile ale practicii creștine, neafel a rămas cu predarea limpede a respectului pentru pravila adevărată și tradiția autentică, așa cum să fim pregătiți să respingem asalturile văzătorilor din cinețele acestor vremuri atât de amestecate. Acum, după aproape 20 de ani, da, este un text scris de Florela Gormino, că și chiar pe 6. Acum, după 20 de ani, la plecarea lor de aici, știu că a fost un privilegiu, un dar aparte pe care Dumnezeu l-a făcut. Întâlnirea cu părintele se numea și cu Iisus, să-ți ia atenție. Asta e da, vedeți? De mult doar s-a spus asta, dar da. Cred că chiar și Bora va ști mai eu de bază. Și eu cred, și mai cred că sunt de acord,
y si está cuando está su casa. Eso es lo que hace este país, es que ya has explicado ahí, de acreditar explicar su excelente de la mano que está más. Si, dacă mai mult că trebuie să se poate, dar este atât de la fundat, ceea ce Părintele Ludicu i-a spus că atunci părtăsit el, nu, pentru unul tănase, pentru unul tănase, și acest citat apare mai multe locuri, ca și pe deseori. Dar Părintele Petrolul care este, era un om afară de calitățile de bunătate, de mântuieță, despre evreii care sunt, era de orizoare și adică la Iubi, sau dacă și avea și mânturi. Și zice el chiar cu mâna lui Iescu și cu asta. Trebuie s-a republicat și că a făcut de părinte de Coman, publicat de părinte de Căciune. Da. Zice, m-am întâlnit cu părintele Stăniloae, după ce ieșise de închisoare, și rugându-l să-mi dea o sfată domnicesc, mi-a spus următoare. Fii optimist, crede-te fără rezervă dumnezească a părinte. Roagă-te de părinte, lasă-te în voia lui Dumnezeu, mulțumește-i pentru tare. Bucură-te dacă Domnul te-a găsit pe tine încercare. Suferința este de credință și pentru ceea ce sunt și pentru mai bine de lumii întregi. Nu te lega de nimic din cele de lumii. Slujește pe aproapele cu toată dragostea și tăruirea. Nu numai cât are nevoie, ci mai mult, fii pildă de viață creștină. Viața să-ți fie hotărâtă, fără compromisuri și confuzii, impede, crezi-l tot să-ți fie viu, viață în teorie, ești gata să mori pentru Hristos? Nu pierde din vedere ținta pe care le să nu ne necăm în marea vieții. Vedeți? Pare ceva pe care Părintele Petru l-ar fi reconstituit. Dar eu sunt vorbesc bine, lapidar, este exact ce a spus Părintele Dumnezeu să ne pare ceva care să nu cumpără mărea de părintea. Este ceva exemplar aici. Exact, dar un îndrumat pentru toți. Pe noi și toți. Vă mulțumesc și vă rog să vă mulțumesc. Yes, atât de frumos. Deci, Ileana, vrem să vă mulțumesc.